Bine v-am regăsit, dragilor! Continuăm cu metodul de conștientizare pentru cei care s-au născut în data de 8 sau 30 a oricărei luni. E, ce să vezi, avem aici mafioții, mici mafioți sau mai mari mafioți, ca să le spunem așa, în a doua lor natură, bineînțeles, deoarece dacă fac un pas în spate și pică în a doua natură, știu foarte bine cum să încalce legile statului. Da, pentru că abilitatea aceasta au dezvoltat-o în viața trecută. Însă, nu a fost chiar benefic pentru ceilalți, poate benefic pentru ei, pentru că au trăit practic prin această încălcare a legilor și au dus-o chiar foarte bine. Doar că în viața aceasta, da, necesită să fii foarte atent la sfera legislativă. Nu ai făcut crime sau nu știu ce lucruri de genul acesta, în sensul de a omorâ oameni. În schimb, cu siguranță ai încălcat legile fiscale, spre exemplu, dar nu numai, legile tribului din care făceai parte. Și ar fi foarte bine ca în această viață să fii un susținător al respectării legilor, atât cele ale orizontale cât și a verticalei. Da, și nu-ți recomand în viața aceasta să devii procesoman, spre exemplu, cu toate că acolo poți să te duci poate foarte ușor. Nu-ți recomand nici măcar să ajungi în judecată cu ceilalți, pentru că chiar dacă poate ajungi să câștigi pe hârtie, în fond și la urma urmei, când vei trage linia, o să vezi că ai pierdut cu mult mai multe și nu doar financiar. Așadar, voi, dragilor, cei născuți în 8 sau în 30 a oricărei luni, cum ați călcat pe bec până acum din perspectivă legislativă? Da? Și aici intră și legile circulației, bineînțeles că tot am menționat de ele la o bucată de timp, da? Plus orice alte legi. Este destul de greu să nu încalci o lege a societății, da? În ziua de astăzi. Voi ce provocare ați avut? Spor la conștientizări.